Lansarea contraatacului advers, Alibec schimbă pase cu Neluț Roșu, din nou Alibec, defensiva CFR-ului este însă bine pusă la punct, centrarea lui Valentin Gheorghe, respinge Boli, mingea sare la Biceanu, dar nu sunt culoare spre poarta lui Arlauskis, încearcă acum Neluț Roșu, iese Arlauskis, ocazie pentru Moise, Moise cu călcâiul, Camora aruncă balonul în afara terenului de joc, au fost momente de panică totală în careul CFR-ului, o ieșire hazardată, o ieșire deloc inspirată a lui Arlauskis și Romario Moise a fost foarte aproape să restabilească egalitatea. Acum un contraatac rapid cu Manea acolo pe partea dreaptă, om avansat, întoarce frumos, vine Djokovic la primire, dar Manea continuă cu o pasă care îl găsește pe Deac în offside. Balticul a greșit acolo, așa cum spuneai, s-a hazardat și a ieșit, a fost culcat la sol, iar pasa lui Moise cu călcâiul este un element de tehnică deosebită, numai că a fost prezent acolo și Camora, care a rezolvat faza, a degajat în lateral și astfel scorul rămâne 1-1.